asta lui Andy cuprinde astăzi secretele norocului. Asta pentru cei care tot încearcă la 6 din 49 și nu reușesc. Că poate aflăm din lista inspirată din realitatea lui Andy de ce nu câștigă la 6 din 49. Este foarte simplu, din Culescu. Oamenii norocoși nu cred în noroc. Corect. În viață se întâmplă tot felul de evenimente care îți aduc liniștea și le spunem astfel acelor evenimente nu noroc. Le spunem pur și simplu că se întâmplă și cu asta basta. Nu stă nimeni să zică, băi, dă Doamne să câștig, dă Doamne să nu știu ce. Exact. Uite cum m-a luat pe mine ieri, marți. Marți, 36 surele, somnul în șifonier la domnul Țânțăreanu, nu? Corect. Și nu e că a fost marți, că au fost 36 surele. Deci n-a fost nici ghinion și nici noroc. A fost de bine chiar. Da, uite, oamenii norocoși au și ei ghinion. Corect. Gândiți-vă că și cei care au noroc și câștigă deodată nu știu câte milioane sau alte lucruri, bă, poate au avut și ei zile proaste, poate au avut și ei ghinionul să joace, nu știu, 15 ani la loto până să câștige, de exemplu. Să știi că șansele, să mai mari șansele să mor ducându-te la agenția Lotto decât să câștigi. Corect, aici e adevărat. Oamenii obișnuiți preferă să renunțe decât să piardă. Da, gândește-te de câte ori ai eșuat, de câte ori ai pierdut într-o anumită situație și apoi gândește-te dacă într-adevăr a fost un eșec sau te-ai oprit pur și simplu din drum. Ghinioniștii, și când spun ghinioniștii, mă refer la ghinioniștii între ghilimele, pariază pe cărțile slabe. Dacă urmăriți, de exemplu, un joc de poker, veți vedea că jucătorii de succes nu pariază niciodată pe toate mâinile care le vin. Mai mult, numărul cărților aruncate pe masă îl depășește cu mult pe cele jucate, și asta pentru că jucătorii de poker știu să calculeze probabilitatea pentru fiecare combinație. Adică nu vă aruncați cu capul înainte când zice cea, băi, vezi că sunt 100 de milioane la loto, bagă și tu, nu știu, 10 milioane de lei în bilete. E, nici chiar așa. Norocul vine prin oameni. Că vorba aceea, ce-și face omul cu mâna lui, se numește lucru manual. Și mai mult decât atât, norocul nu apare din senin. Este adus de oamenii din jurul tău. Încearcă să-i citești pe oamenii din jurul tău, să profiți de oamenii din jurul tău și să profiți în favoarea ta de chestia asta. Norocul îi favorizează pe cei pregătiți. Să zicem, de exemplu, că ești, nu știu, un actor amator într-un mic teatru de provincie. Un mare nume al cinematografiei vine în orașul tău să-și viziteze, de exemplu, o rudă bolnavă și vrea să-și mai abată gândurile venind să vadă o piesă de teatru chiar la tine în teatru. Dacă vei juca, de exemplu, ca un amator, actorul la mare nu te va vedea absolut niciodată. Însă dacă ești pregătit să joci pătrățica ta așa cum trebuie, va fi rolul vieții tale. Americanii numesc chestia asta cele 5 minute de faimă. Normal, mă. Vrei să vin? Vrei să joci ceva să te observ? Ce ați vrea să joc? Nu știu, ceva. Popice. Nu, popice, șah, mă pricep foarte bine. Da, bine. Și mă remarcați? Este foarte simplu, domnul Piersic. Pentru că norocul este egal cu șansă plus pregătire. Da. Bravo, mă, bravo, mă. Dă să te pup. Ai un șervețel? Că ți-ai șplatat. Ei, și ultimul secret, trebuie să-ți asumi responsabilitatea pentru ghinioanele din viață. Da, asta este cea mai grea parte pe care o face un om în viața asta, și anume să-și asume responsabilitatea pentru lucrurile rele care s-au petrecut în viață, și de lucrurile rele trebuie să înveți nici de cum să fii demoralizat și să mergi mai departe. Cu alte cuvinte, să tragem linie, norocul nu există, norocul și-l face omul cu mâna lui. Asta pentru cei care încă mai cred, o minune, o speranță, poate să întâmplă. Nimic nu se întâmplă dacă nu-ți dorești să se întâmple.